Estera, capitolul 4. Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfâșiat hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenușă. Apoi s-a dus în mijlocul cetății, scoțând cu putere strigăte amare, și-a mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită oricăruia era îmbrăcat cu un sac. În fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost o mare jale printre iudei. Posteau, plângeau și se boceau și mulți se culcau în sac și cenușă. Slujnicele Esterei și famenii ei au venit și au spus lucrul acesta. Și împărăteasa a rămas îngrozită. A trimis haine lui Mardoheu ca să-l îmbrace și să ia sacul de pe el, dar el nu le-a primit. Atunci Estera chema pe Hatac, unul din famenii pe care îi pusese împăratul în slujba ei, și l-a însărcinat să se ducă să întrebe pe Mardoheu ce înseamnă lucrul acesta și de unde vine. Hatac s-a dus la Mardoheu în locul deschis al cetății înaintea porții împăratului și Mardoheu i-a istorisit tot ce i se întâmplase și i-a spus suma de argint pe care făgăduise Haman că o va da visteriei împăratului în schimbul măcelăririi iudeilor. I-a dat și cuprinsul poruncii vestite în Susa, în vederea nimicirii lor, ca să o arate Esterei și să-i spună totul. Și a poruncit ca Estera să se ducă la împărat, să-l roage și să stăruiască de el pentru poporul său. Hatac a venit și a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu. Estera a însărcinat pe Hatac să se ducă să spună lui Mardoheu. Toți slujitorii împăratului și poporul din ținuturile împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat în curtea din lăuntru fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viață, căruia îi întinde împăratul toiagului împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemată la împărat de 30 de zile. Când s-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu, Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii, pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe, dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Ester a trimis să spună lui Mardoheu, du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine, fără să mâncați nici să beți, 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele. Apoi voi intra la împărat în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi pieri. Mardoheu a plecat și a făcut tot ce-i poruncise Estera. A treia zi, Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărătești și a venit în curtea din lăuntru a casei împăratului, înaintea casei împăratului. Împăratul ședea pe scaunul lui împărătesc, în casa împărătească, în fața ușii casei. Când a văzut împăratul pe împărăteasa Estera, în picioare, în curte, ea a căpătat trecere înaintea lui. Și împăratul a întins Esterei toiagul împărătesc pe care îl ținea în mână. Estera s-a apropiat și a atins vârful toiagului. Împăratul i-a zis, ce ai tu, împărăteasă Estero, și ce ceri? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, îți voi da. Estera a răspuns, dacă împăratul găsește cu cale, să vină împăratul astăzi cu Haman la ospățul pe care l-am pregătit. Și împăratul a zis, duceți-vă îndată și aduceți pe Haman cum poruncește Estera, cum dorește Estera. Împăratul s-a dus cu Haman la ospățul pe care îl pregătise Estera. Și pe când beau vin, împăratul a zis Esterei, care este cererea ta?
ea îți va fi împlinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, o vei căpăta. Ester a răspuns, iată ce cer și ce doresc. Dacă a încăpătat trecere înaintea împăratului și dacă găsește cu cale împăratul să-mi împlinească cererea și să-mi facă dorința, să mai vină împăratul cu Haman și la ospățul pe care îl voi pregăti și mâine voi da răspuns împăratului după porunca lui. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să vă așezați. Îngăduiți-mi să pornesc de la cuvintele lui George Bernard Shaw, care spunea următorul lucru. Cel mai mare păcat împotriva semenului tău nu este să-l urăști, ci să fii indiferent. Cel mai mare păcat împotriva semenului tău. Ultimele cuvinte din capitolul 3 ne lasă cu imaginea tulburătoare a indiferenței, în care împăratul chefuiește împreună cu Haman, în timp ce oamenii evrei din Susa postesc și răspund cu groază și empatie la soarta iudeilor. Întrebarea este dacă și protagoniștii principali vor rămâne paralizați în indiferență sau dacă vor face ceva. Orice amenințare creează frică, iar frica paralizează și ne blochează capacitatea de a raționa și acționa într-un mod responsabil. Până și împărăteasa, ne spune versetul 4, a rămas îngrozită în fața răului și a realității crude. Groaza implică deopotrivă acel amestec de tulburare și frică. E acea emoție puternică, violentă, care ne smulge din preocupările noastre și ne livrează amenințării care începe să bântuie orizontul vieții noastre lăuntrice și exterioare. Când te tulbură ceva, de obicei, nu te mai poți gândi și nu mai poți face nimic fără să fii dominat, copleșit, obsedat de ceea ce ți se întâmplă. În toate acestea, lucru cel mai îngrijorător în vremuri ca acestea este indiferența pe care o respirăm în atâtea situații. De la realitățile sociale, uneori la provocările spirituale pe care Dumnezeu ni le pune înainte. Nu pot să nu mă gândesc cu oarecare tristețe la oportunitățile pe care le-am pierdut, la ocaziile în care n-am răspuns și în care nu m-am implicat. Unii poate ați fost contrariați de acest citat, dar când urăști pe cineva, știi că ai o problemă. Când ai ajuns indiferent, te afli în anestezie totală, într-o paralizie a voinței și emoției care ne împiedică în a face ceva în mod concret. Și acesta e titlul mesajului meu pentru seara aceasta. De la indiferență și apatie la o viață trăită cu sens și responsabilitate. Asta cred că ne învață. În această direcție ne orientează cele două personaje principale, Mardoheu și Estera. Nu voi uita, în urmă cu 2 ani, când am fost în Polonia la Forumul European de Conducere, am avut ocazia să vizitez Auschwitz-ul. Și imaginile alea, pentru cei care știți și ați fost, sunt de-a dreptul tulburătoare, în care vezi acea precizie matematică în a extermina o întreagă națiune. Probabil, gândindu-ne la elemente de genul acesta de comparație care au avut loc în secolul trecut, te ajută să înțelegi mult mai bine cartea Estera și să îți dai seama că nu e vorba de o simplă poveste sau de lucruri care nu sunt adevărate, ci pur și simplu te trezește la realitate. Nu voi uita acele încălțăminte de copii adunate grămadă. Cred că a fost cea mai tulburătoare imagine pentru mine
în locul acesta. La o perioadă scurtă după ce am venit de acolo, am citit o carte a unui autor care a supraviețuit atrocităților de la Auschwitz, Viktor Frankl, un psihiatru evreu vienez, care a reușit să supraviețuiască. Și într-o carte, într-o cărticică extrem de provocatoare, vorbește despre sensul vieții în locuri ca acestea. Tatăl, mama, fratele și soția au murit în lagăre sau au fost trimiși către camerele de gazare. Nici nu știe exact până la urmă felul în care au murit. Cu o singură excepție, sora lui care a reușit să treacă munții în Italia. Întreaga familie a pierit acolo. Ceea ce m-a uimit realmente a fost convingerea și demnitatea cu care vorbește despre faptul că viața merită trăită. Și că viața are sens. Și m-am întrebat, cum se poate cineva căruia întreaga familie a fost exterminată, cu bunurile risipite, cu toate valorile nimicite, suferind de foame, fric și din pricina violenței, așteptând de la o oră la alta să fie omorât, să considere că viața merită trăită. Îngăduiți-mi să vă citesc câteva cuvinte din această carte, în care am rămas profund impresionat și marcat de frământarea aceasta legată de sensul vieții și a existenței noastre în contextul indiferenței și a apatiei pe care o respirăm de atâtea ori. Uitați ce spune el. Omul chiar nu poate face nimic în astfel de împrejurări. Experiența vieții de lagăr ne arată că omul are șansa de a face ceva. Au fost suficient de multe exemple, unele chiar de eroism, care au dovedit că indiferența poate fi depășită și iritabilitatea poate fi suprimată. Omul poate păstra o rămășiță de libertate spirituală, de independență în gândire chiar, și în astfel de condiții groaznice de stres psihic și fizic. Noi, cei care am trăit în lagărele de concentrare, ne amintim de aceia care treceau din baracă în baracă, mângâindu-i pe ceilalți, dăruindu-le ultima lor îmbucătură de pâine. Vor fi fost puțin la număr, dar ei ne dau îndeajuns de multe dovezi că omului se poate lua totul, mai puțin un lucru, ultima dintre libertățile umane, respectiv aceea de a-și alege propria atitudine într-un anumit set de împrejurări date, de a-și alege propriul mod de a fi. Și întotdeauna trebuie făcute alegeri. Trebuiau făcute alegeri. Fiecare zi, fiecare ceas, ne ofereau șansa de a lua o decizie. O decizie care determina dacă te supuneai sau nu acelor puteri care amenințeau să te jefuiască de propriul ține, de libertatea ta lăuntrică, care determinau dacă deveneai o jucărie la dispoziția împrejurărilor, renunțând la libertate și demnitate, fiind modelat după chipul și asemănarea deținutului tipic. Chiar dacă unele condiții, precum lipsa de somn, hrana insuficientă și alte poveri sufletești, pot să ne sugereze că deținuții erau constrânși să reacționeze într-un anumit fel, la o ultimă analiză ne devine limpede că genul de persoană care ajungea să devină deținutul era rezultatul unei decizii lăuntrice, nu doar rezultatul influențelor lagărului asupra sa. De aceea, în mod fundamental, orice om, chiar și atunci când se găsește în astfel de împrejurări, decide ce urmează să devină sufletește și spiritual. El își poate păstra demnitatea umană chiar și într-un lagăr de concentrare. Tocmai această libertate spirituală, care nu ne poate fi luată, este aceea care dă sens și rost vieții noastre. Dacă e ca viața să aibă un rost, atunci trebuie să existe deopotrivă un sens și în suferință. Suferința face parte din viață și este de nedezrădăcinat din ea, precum
soarta și moartea. Fără suferință și moarte, viața omului nu este întreagă. Gândul acesta este tulburător, că viața are sens în realitatea cotidiană și în cele mai atroce situații din viață. Că există o fărâmă de libertate pe care suntem invitați să o folosim și să o punem înaintea lui Dumnezeu. Prin urmare, suntem doar o jucărie la dispoziția împrejurărilor sau oameni demni și responsabili. Se mai poate face ceva atunci când împăratul este indiferent, iar Dumnezeu pare absent. De ce avem nevoie pentru a da vieții noastre un rost? Și voi oferi din acest text 5 răspunsuri simple, practice pentru viața noastră. În primul rând, de înțelegerea faptului că viața are sens și de implicare responsabilă prin gesturi și acțiuni aparent lipsite de importanță. Două aspecte, înțelegerea faptului că viața are un rost și implicarea în gesturi mărunte, însă pline de semnificație pentru cei care ne înconjoară. În perioada când studiam această carte, băiatul nostru Marcus a venit de la școală și în grabă mi-a spus unul dintre băieții de clasa 8-a s-a sinucis. A fost poate cea mai șocantă veste pe care am primit-o de la școală până în clasa 8-a. Un gest de felul acesta. Și de multe ori nu realizăm cât de măcinați sunt de căutarea unui rost pentru existența lor în această lume, în această viață. Cea mai importantă observație pentru mine în textul pe care l-am citit este că fiecare persoană face câte ceva. Slujnicele și famenii din slujba Esterei, Hatac, toți iudeii din Susa, din capitală, ca să nu mai vorbim de Mardoheu și Estera. Rostul vieții îl descoperim exact acolo unde ne așteptăm cel mai puțin să-l găsim, în acțiuni concrete, zilnice, pentru binele celorlalți. Uneori singurul lucru pe care vei ști să-l faci va fi să plângi și să te bocești, dar tot e mai bine decât să fii indiferent. Postul deja ne livrează pe verticală providenței divine și ne invită la înțelepciune, dar nimic nu e de lepădat. Comunicare, discreție, lamentare, protest chiar până în fața curții împăratului, unde îi se oprea accesul lui Mardoheu, consultare, toate lucrurile acestea contează și ne ajută să înțelegem sensul vieții. Cum s-ar traduce în termeni concreți pentru noi în această seară? Temele pentru școală. Îi întrebam vineri seara pe tineri dacă li s-a întâmplat la școală să aibă materii pe care să ajungă să le urască și să se întrebe dacă vreodată le vor folosi la ceva. Responsabilitățile casnice, un telefon de încurajare, un SMS, un e-mail, un zâmbet. Cineva spunea când, dacă nu greșesc, când studiam această carte, spunea în biserică, dacă întâlnești un străin, zâmbește-i, că nu știi ce povară poartă în suflet. O vorbă bună, o coajă de pâine. Observați, detaliile acestea sunt detalii care dau sens, care aduc semnificație și încurajare celor din jurul nostru. Un lucru pe care l-am intuit de la începutul citirii acestei cărți este că, într-adevăr, prin faptul că nu se pomenește niciodată numele lui Dumnezeu, această carte te invită la aspectul misterios, ascuns. Și gândiți-vă, dacă suntem sinceri cu noi, în momente delicate, în momente grele de încercare, ne întrebăm, unde-i Dumnezeu? Este? Este Dumnezeu prezent? Însă am descoperit o altă fațetă a acestei absențe a numelui lui Dumnezeu. Și anume, implicarea. Nu doar că Dumnezeu are cum să retrage
și ne invită să ne întrebăm unde este, dacă El lucrează, dacă e prezent, dacă îl interesează de viața noastră. Dar ne invită pe noi să nu stăm pasivi, ci ne invită să intrăm în planul Lui, să-L punem la încercare și să-L invităm să fie parte la ceea ce facem. De ce avem nevoie pentru a da vieții noastre un sens, un rost? În primul rând, de înțelegerea faptului că viața are sens și de o implicare responsabilă prin acțiuni aparent lipsite de importanță. În al doilea rând, e nevoie de o consultare înțeleaptă. Observați acel du-te vino dintre Mardoheu și Estera, slujnicele, Hatac, toate lucrurile care se întâmplă. Există trei momente importante în narațiune, în această prezentare. Este această trecere de la unul la altul și pe măsură ce ne apropiem de punctul central al discursului, al relatării, ajungem de la narațiune la acea parte indirectă de vorbire și deși mesajul este transmis prin intermediar, prin Hatac, mesajul central, parcă am sta față în față cu un dialog care are loc între Estera și Mardoheu. Și o întrebare crucială pentru noi, aplicativă în seara aceasta, cu cine ne consultăm în momentul în care avem de luat o decizie crucială? Cine ne sunt oamenii de încredere? Cine ne sunt sfetnicii, oamenii pe care putem conta? Și vreau să observați din textul acesta de la Estera, n-ar trebui să ne așteptăm să ne spună ceea ce vrem noi să ne spună, ci găsim deopotrivă în atitudinea lui Mardoheu atât înțelegere cât și provocare în atitudinea pe care o are. Pe cine întreb când ai de luat o decizie? Este din nou o întrebare crucială. Sensul vieții, înțelegerea planului, măreța lui Dumnezeu este direct legat de o astfel de situație. Al treilea lucru, de ce avem nevoie pentru a da vieții noastre un rost? Avem nevoie de exemplu și provocare. Dacă n-ar fi fost Mardoheu un exemplu pentru Estera, ar fi avut dreptul să-i ceară ceea ce i-a cerut? Nu prea cred. În 2:11 ni se spune că asculta la fel de ceea ce îi spunea Mardoheu, chiar dacă era într-o poziție înaltă. Observați calitatea relației. Când a rămas fără părinți, Mardoheu a luat-o de suflet. Și această relație a fost una semnificativă care i-a marcat și a influențat viața. Observați că pot să fie o provocare pentru alții în contextul acesta. Mă gândeam câtă nevoie are o fire mai ezitantă de cineva cu convingeri tari ca să-l sprijine în momentele cruciale. Am încercat să-mi imaginez cum ar fi sunat poate îndemnul sau sfatul vreunia dintre noi. Fii foarte atentă, să nu dai de bănuit ceva. Caută să scapi viața dacă poți. Taci tu și vezi-ți de treabă. Probabil mulți dintre noi am fi reacționat exact invers. Observați, Mardoheu o provoacă să-și asume responsabilitatea în această situație. Mardoheu dă dovadă de o înțelepciune rară, demonstrându-ne în cel mai convingător mod cu putință că nu există decizii importante, fără pericole sau primejdii, fie de o parte, fie de alta. Asta e ceea ce face din noi oameni responsabili. Să înțelegem că nu calea mai ușoară e și cea mai bună, ci voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Această intuiție extraordinară a lui Mardoheu, reflectată atât de bine în cuvintele celebre din cartea Estera. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa, fiindcă ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte. Și tu și casa tatălui tău veți fi nimiciți. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. În al patrulea rând, dăm vieții noastre un rost atunci când ne aducem aminte, oricât de ciudat ar suna, că până la urmă este și o problemă de identitate. Nu știu de ce, dar postul Esterei pentru mine seamănă foarte mult cu ceea ce îi se întâmplă lui Saul din Tars, care după 3 zile de post și rugăciune și orbire fizică
realizează că era lovit de o boală mult mai cruntă, orbirea spirituală. Și pentru unul și pentru celălalt, aceste 3 zile de post și rugăciune îi ajută, li se clarifică identitatea, știu cărei comunități aparțin, ceea ce cred cu adevărat în adâncul sufletului lor. Un lucru extraordinar cu această dată este că decretul este promulgat exact în ajunul sărbătorii Paștelor evreiesc. Paștelui evreiesc. Gândiți-vă cum ar suna în Sâmbăta Mare, când cozonacul, mielul, atmosfera, mirosurile acelea îmbietoare pregătesc o sărbătoare, să primești, să vezi la televizor, să citești pe internet un decret ca acesta. Nu se poate să nu te întrebi, să nu te gândești. Unde-i? Ce face? Îi pasă? Oare ne va salva? Oare ne va ajuta? Un lucru pe care vreau să-l spun, nu cred că problema legată de faptul că Estera ascunde este o chestiune legată de teamă. Că ei s-au rușinat de identitatea lor ca evrei în contextul în care au trăit. Dacă veți citi în capitolul 2, prin felul în care este prezentat Haman ca descendență, Agagitul din Agag, veți vedea că există o paralelă, așa cum întâlnim în Samuel, în care descendența lui Mardoheu merge pe linia lui Beniamin și în același context istoric te duce. Și oarecum anticipează, asta e ceea ce cred eu, Mardoheu simte că exista un antisemitism mocnit acolo și acesta e motivul, nu pentru că ei n-aveau convingeri sănătoase. Altfel, cum vă explicați că Mardoheu o confruntă în felul acesta? Dacă le-ar fi fost rușine de numele pe care îl purtau că sunt evrei, n-ar fi rămas drept în fața lui Haman atunci când toată lumea trebuia să îi se închine din porunca împăratului. Această identitate e atât de importantă și vreau să vă mai spun ceva, un detaliu care mi se pare fenomenal. Într-o cultură postmodernă a individualismului, e important să nu uităm că destinul personal este și un destin comunitar. Viața noastră ca indiviz se împletește cu cea a semenilor noștri în biserică, în cetate, în țara în care Dumnezeu ne-a așezat. E important ceea ce crezi, dar e important să existe acea coeziune. Să te gândești la ceilalți, să lupți pentru ceilalți, să te dăruiești pentru ceilalți. Al cincilea rând, ca să dăm vieții noastre un sens, un rost, e nevoie de o asumare curajoasă și înțeleaptă. Deși împărăteasa a rămas îngrozită, n-a rămas și indiferentă. Ce a determinat-o până la urmă să-și asume riscul de a intra la împărat cu riscul de a-și pierde viața? Înainte de a răspunde la această întrebare, trebuie să răspundem la o alta. Care erau lucrurile care îi stăteau împotrivă? Care ar fi împiedicat-o să ia această decizie în mod obișnuit? De 30 de zile n-a mai fost chemată la împărat. Apoi exista experiența dinainte cu Vasti, precedentul. Din nou o paralelă foarte interesantă între Vasti și Estera. Vasti își riscă viața refuzând să vină la împărat, Estera își riscă viața intrând la împărat, în așteptarea sceptrului care îi va da viață și înaintare. Mai departe, legea aceasta îi putea aduce moartea. După cum spune într-o altă traducere a versetului 11, pentru orice bărbat sau femeie care intră în prezența împăratului fără să fie invitat, există o singură lege, sau legea lui este una singură, moartea. Această traducere mult mai răspicat comunică această realitate înspăimântătoare pe care Estera o avea înainte. Săpăturile arheologice din Persepolis au descoperit 2 basoreliefuri ilustrând un rege persan așezat pe tron cu un sceptru mare în mâna dreaptă, iar lângă el un soldat medo-persan cu o suliță imensă. Această imagine biblică este păstrată și întărește această idee.
Un alt aspect e faptul că ea și-a tăinuit identitatea până în punctul acesta. Vedem în sufletul ei o oscilare, o așezare. Ce era până la urmă în contextul cosmopolit al Babilonului, al cetății Susa? Până la urmă ce era în adâncul sufletului? Ce credea? Un alt aspect, faptul că legea pentru exterminarea evreilor era deja promulgată și caracterul irevocabil a legii medopersane, care nu putea fi schimbată. Toate acestea îi stăteau împotrivă, dea curmezișul. Și cu toate astea, hotărăște să meargă mai departe. Ce a detenat-o până la urmă să-și asume riscul? Sunt câteva răspunsuri pe care le găsesc. Postul și rugăciunea împreună cu slujnicele și cu toți iudeii din Susa. Postul acesta a reprezentat un moment cheie, hotărător, pentru ea, pentru a înțelege ce are de făcut. 2. Empatia sau pierderea propriilor părinți. Mă gândeam că tragedia nu trebuie să aibă ultimul cuvânt în viața noastră. Mă gândeam la ce era în mintea ei atunci când a fost selectată, adunată împotriva voinței ei cu toate celelalte tinere. Probabil toate visurile ei s-au spulberat. Nu știa. Se gândea ea că Dumnezeu are un plan cu privire la viața ei, că viața ei are un sens, un rost în contextul acesta în care se află. Durerea prin care a trecut a ajutat-o să vadă ce înseamnă să pierzi pe cineva drag și i-a dat putere să meargă mai departe. Un alt lucru este exemplul lui Mardoheu. A văzut sacrificiul, investiția unei persoane care i-a păsat și a avut grijă de ea până la vremea în care ea se putea descurca singură. Și în al patrulea rând, înțelegerea oportunităților și responsabilităților personale. Era confruntată cu o hotărâre majoră în viața ei. S-a luptat, s-a rugat, a postit, a stat înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a vorbit în cele din urmă și a călăuzit-o. Până la urmă, și felul în care procedează. Probabil oricare dintre noi am fi vrut să scăpăm cât mai repede de povara aceasta și să-i spunem împăratului. Dar prin faptul că amână, cere încă o zi. Sunt câteva lucruri care cred că se întâmplă în acest context. Postul îi aduce liniște și înțelepciune. Să nu se pripească, să nu se grăbească. Îi dă acea luciditate în fața acestui moment crucial. Postul și experiența, amânarea acestei hotărâri și gândului pe care îl are, crește interesul împăratului pentru această situație și mai mult decât atât, întărește angajamentul împăratului prin faptul că repetă, prin faptul că ea îl vede că e atât de interesat să îi dea și jumătate din împărăție, nu face decât să-l angajeze tot mai mult pe împărat, ca la momentul oportun să îi aducă răspunsul de care atârna viața ei și a celor care se aflau în Susa și în Imperiu. Poate o femeie frumoasă să fie și curajoasă, și înțeleaptă, și altruistă. Lucru care pe mine m-a fascinat la acest personaj, la personajul Esterei, este cum ea intră în istorie datorită frumuseții fizice și rămâne în istorie datorită frumuseții interioare. Dacă vă uitați în carte, este poate printre puținele personaje care evoluează, care se dezvoltă, care se maturizează, care, un personaj care crește în încercări, în frământări, în deciziile cruciale pe care le are de luat în viață. Și cu o liniște, cu o atitudine plină de autoritate, de sensibilitate și de responsabilitate. Asta în capitolele următoare, în momentul în care îl dezvăluie pe Haman. O înțelepciune, o delicatețe rar întâlnite, care ne invită să ne gândim felul în care ne respectăm și ne ajutăm în viața de familie. Implicare, asumare
curajoasă, înțeleaptă și altruistă. Toate astea te transformă dintr-o persoană obișnuită în regină. Probabil ați remarcat în cele 8 versete din capitolul 5, e o repetiție obositoare la vreo 23 de cuvinte care provin din rădăcina cuvântului împărat, înaintea curții împăratului, împărat. Și un lucru interesant, se mai vorbește despre împărăteasa Estera la încoronare și acum, în capitolul 5. Prin faptul că își asumă responsabilitatea, textul demonstrează că locul ăsta îi se potrivește, că a fost în planul lui Dumnezeu și că ea a înțeles lucrul acesta și și-a asumat responsabilitatea. Mă voi apropia de încheiere cu provocarea pe care Apostolul Pavel din închisoare de la Roma, scriind bisericii din Efes în capitolul 4 cu versetul 1, ne spune în felul următor: vă îndemn, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vretnic de chemarea pe care ați primit-o. 5 întrebări care ne ajută să ne verificăm. Cine sunt eu? Cu cine mă sfătuiesc? Ce exemplu am sau voi lăsa în urmă? 4. Ce pot să fac eu? Ce stă în puterea mea? Sunt indiferent sau sunt gata să mă implic? Și 5. Oare înțeleg că Dumnezeu m-a creat cu un scop? Că viața mea are sens? Că Dumnezeu are un plan cu privire la viața noastră, a fiecăruia? Dimineață vorbeam la noi pe tema familiei și spuneam că n-am auzit niciodată o predică despre Leia. Am auzit despre alte femei ale Bibliei, însă lucru șocant pe care am ajuns să-l înțeleg e că o femeie care pare ștearsă, fără personalitate și care îți dă impresia că ceilalți nici nu realizează că ea există pe lumea asta, este o femeie pe care Dumnezeu o binecuvintează, care, în ciuda faptului că nu s-a simțit iubită nici în casa tatălui, nici în relația cu Iacov, se încrede în Dumnezeu și se dăruiește familiei. Linia preoțească, preună cu Moise, și linia împăraților lui Iuda, merg și vin din sacrificiu, din acțiuni pe care nimeni nu le vede, pe care nimeni nu le apreciază de multe ori. Dar Dumnezeu nu uită nici una din binefacerile noastre. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze inimile cu o trăire responsabilă în acele detalii concrete care ne stau înainte și în săptămâna asta. Să fiți binecuvântați de Domnul!